planuri de viitor e greu de făcut la moment. Dacă să zicem că e greu să fac planurile pentru vară, fiindcă din toamnă ne-am plănuit că anul ăsta voi construi un depozit pentru cereale, că nu mi-ajunge cereale și le vând direct, zicem că în perioada recoltării și asta e neavantajos, sunt cele mai mici prețuri. Dar deam jumătate din banii care erau preconizați pentru depozit să duc la circulante, la îngrășăminte, pesticide, semințe, fiindcă toate au crescut prețurile. Îngrășămintele practic de două ori. Dacă anul trecut, cum ați văzut, un kilogram de salpetru în loc 4,50, acum e 9. În lei, dacă zicem, semințe de porumb au crescut, semințe de floarea soarelui au crescut, nu mai vorbim de pesticide și toate celelalte, cheltuielile vor crește anul ăsta, după amele, minimum cu 30-40%. Dacă vor crește cheltuielile, asta proporțional venitul va fi cu 30-40% mai mic. Nu cred că va crește prețul la producția agricolă. Că dacă ar crește cheltuielile și ar crește producția, nu ar fi atât de strașnic, dar cum vedem, kilogramul de grâu, dacă în luna trecută era 2,50, 2,60, 3,50, 3,60, acum deam ajunge și la 3. Scad prețurile, nu înțelegem de la ce, până nu s-o ieftinit în magazin. Așa, adică, din cauza asta nu se poate planifica nimic în agricultură? Mai nimic, dacă zicem așa, ar fi bine. Investiții în agricultură se cer mari, foarte mari investiții, îndeosebi în prelucrare, în păstrare, ambalare, sortare și așa mai departe. Asta la noi, infrastructura asta nu este dezvoltată și până ce nu o să facem, nu o să putem vinde producție. Noi nu suntem competitivi. Poate producția noastră este bună, dar nu este atractiv, nu este ambalată, nu este dată consumatorul așa cum e deprins în Uniunea Europeană. Să fie de ce ești culoare, de ce ești mărime, de ce ești ambalată și frumușor. Asta e, noi în casa nu... Dar spre asta trebuie să tindem, cam asta așa arată agricultura viitorului. Altă variantă nu avem, dar nu avem, fiindcă nu putem noi astăzi să ne ducem în supermarket cu diferite comări, așa și unul verde și unul roșu, unul așa. Deci, zicem că oricum pentru asta trebuie să trecem, dar asta ne trebuie investiții și investiții destul de mari. Cei ce nu vor să înțeleagă guvernanții noștri. Așa, că am avut de la finanță, că am avut din ministerie, că am avut... Deci, lasă-i să descurci cum pot, că asta e un business, da, este un business, dar noi am rămas cu zeci de ani, dacă în urma europenilor. Noi, în primul rând, ne-am privatizat târziu, a doilea, zicem că investiții puține, subvenții puține primim. Nu mă comparăm cu frații de peste prut. Ce are 170 de euro? 170 de euro astăzi sunt 3.000 la hectar. 3.000. 3.000 asta poți înființa o cultură. Cumpăra semințele și... Deci subvențiile la hectar ar ajuta foarte mult. Da, și la hectar. Vrem noi, nu vrem, toată lumea asta. Și subvenții în investiții, în dezvoltare, în livezele trebuie modernizate, trebuie să vedem ce vrea consumatorul european.